Горькая, порой сладкая, наносит рану на душу украдкою, латает судьбы черно-белой складкою. И все же жизнь, она такая яркая. Multe fetițe visează să-și creeze o carieră de succes. Dar din păcate, din anumite motive precum neîncredere în sine și lipsa susținerii, își petrec viața într-o postură nedorită, clasând visul pe cea mai ascunsă poliță. Istoria noastră de astăzi este cum să ajungi prințesă dintr-o cenușăreasă. Totul s-a început la o vârstă foarte fragedă. Și la ce vârstă? A fost 14 ani când tatăl meu a decedat, el avea 35 ani și... Am lăsat copilăria în spate și am început peste noapte să fiu ceva mai matur, să mă uit. Fiind un copil cel mai mare? Da, da, fiind cel mai mare din familie, provin dintr-o familie cu 5 copii, adică, să zicem, mare, da? O familie cu copii. Și fiind mai cea mai mare, totdeauna tatăl meu spunea că, adică, dacă într-o zi ceva o să se întâmple, că viața e... Presimțe ceva. Da, atunci o să fie capul familiei. Am zis, nu pot că... Oricum am un frate, are 22 de ani la moment și am zis că nu pot, o să fie el, că o să ne susțină. Nu poate, o să mai țin da. Da. Și el spune, nu, tu o să poți, trebuie să poți, ești... ai în interiorul tău ceva bărbăție, da, ca un bărbat. Am zis că nu știu dacă se pot vreodată, îi spunea o să pot, o să vezi. Și atunci momentul ăsta a venit? A venit momentul ăsta și mi-a trecut iarăși prin minte ca un film, fiind greu, am vrut să susțin și pe mama mea, pentru că în acel moment nici ea nu prea, nu cred că se gândea cum se poate. Ce s-a întâmplat? Iată că sublim. A fost o problemă cu inima, un accident și asta s-a pus fiind tânăr, 35 de ani, mama 32, cu 5 copii rămas, adică era foarte, o criză foarte mare a fost pentru ea, să crești 5 copii care atunci nici nu se gândea cum o să fie. S-a mai fost niște crize, depresii. Și mi-a spus prietena cea bună care a fost alături mereu din mama prin început. Nu aș zice prietena, a fost toți alături de ea, să ajutăm, să o susținem. A fost momentul când nu vrea să ridice de acolo. Noi o încurajam, copiii, am zis cu să leși pe noi, dacă tu te duci și tu și faci alte lucruri, adică ceva... Ei, vrea să plece unde? De pătate? Da. Vrea să plece și azi, că eu n-am să fiu. Sigur că a fost, sincer să vă spun, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu de unde așa familie, că n-am văzut nici o ceartă între părinți, niciodată nu ne-au certat, au fost copii ascultători. E posibil? Noi n-am văzut nici o ceartă, tatăl meu niciodată n-a lovit-o pe mama, n-am văzut să ridice voce la ea. A văzut întotdeauna noi, cei ce a rămas în mintea noastră, și a surorile și a fratele meu, cred că au rămas doar momente frumoase. N-am văzut niciun moment când încrețituri de față la ei, ca, știți, ca să nu se certe, atunci ceva se schimbe din expresia feței. Nu am văzut. Am trăit la țară. Da, din Călăraș, Sipoteni, un sat foarte mare și oameni. Și viața era atât de liniștită că părinții noastre aveau înțelepciunea aceasta să fie atât de calm. Nu aș zice că viața era liniștită. Eu cred că părinții aveau liniștea asta ca să fie, sau așa au creat ei sau au clădit relația lor ca să fie liniști, ca noi copii să nu vedem. Iată a venit perioada aceea când cu părere de rău noastră trebuia să luați primul cel. Da, să iei viața în mâini, da. Și să te trezești peste noapte cu copil mare care să te gândești... Care prima treaptă noastră? Am terminat 9 clasă și mă gândeam cum să plec undeva să găsesc un serviciu ca să pot susține pe mama mea și pe frații mei.
fiind și ei mici, ok, mama mai lucra, dar tata mi-a lucrat cel mai mult. Era arhitect de construcție, el întreținea mai mult familia. Mama mea nu prea, doamna de casă, da? Și normal, cu 5 copii e absolut corect. Și când a fost momentul, atunci nu știam cum mai departe să fie. Și atunci am 9 clase, am așteptat să finisez 9 clase și am plecat pe la Chișinău. Unde pentru mine a fost încă, da, un viitor, ceva nou. Am început să caut un serviciu, în același timp să pot să studiez, ca să-mi poată permite să studiez mai departe, să devin ceea ce visul meu era să devin. Care visul era atunci? Era să, da, era să devin, totdeauna visam să fiu ori un avocat, ori să zicem ca un idol aveam pe Hillary Clinton și spuneam că este în spatele soțului ei, ca fiind președinte de țară în America, îmi plăcea foarte mult cum ea discuta, cum au anumite situații s-au întâmplat. Și persoane de afaceri, da? Da, afaceri și politică. Și spuneam totdeauna tatăl meu că uite că o să fiu ca ea. Mă uitam foarte des la televizor când arăta despre țările străine ceva și permanent o vedeam pe ea în cadru, era și el. Și întotdeauna era în spatele lui. Și l-am întrebat, de ce nu stă, dacă vorbește și ea, de ce vorbește în spate, de ce nu în față? Cum este un proverb că în spatele oricărui bărbat se află o femeie de succes. Da. Da. Și atunci am înțeles și eu la moment că să zicem la 15 ani, dar cu timpul, treptat cu viața, am înțeles de ce stătea ea în spatele lui și de ce nu în fața lui. Și a fost ca un idol pentru mine, învățam să cum ia mimicile. Aveam 15 ani, am încercat să lucrez, când lucram într-o agenție de turism. Încercam și eu să vorbesc când traducem sau când mergem cu ghid turist, să fac mimici cu mâinile, fix exact cum făcea ea. Și în momentul ăla cineva mi-a zis că te văd undeva unde conduci, nu aici, aici nu este locul tău. Mi-a spus, da, am să încerc să conduc într-o zi, dar nu acum. Dar totuși de aceasta a intrat în Chișinău, da? Da, majoritatea îmi spuneau că adică nu te văd, nu te pot să te văd aici, nu e asta ta viață. Nu știu, o să văd. După asta? După asta am finisat dreptul. Lucrând ca ghid turistic și ca traducătoare de limba engleză și de acum treptat limba italiană, am învățat câte ceva de la ei. Erau persoane importante, foarte, să zicem, oameni mari de afaceri, până și politicieni. Eu fiind ca traducătoare, am fost și traducătoare pentru un ministru italian care a venit aici în Moldova. Și la un moment dat cineva mi-a zis că uite că îți merge bine. Au fost anumite probleme în care m-am gândit și am zis, uite, ar fi bine, ok, asta să faci, asta. Și în același moment studiam dreptul și cunoșteam anumite reguli, legi. Cât a durat până Cristina a devenit ce? A durat până în anul 2012. Deci ca să vorbim despre ani, câți ani v-a luat viața ca să ajungeți undeva unde ați dorit? Facem calcul, nu cred că aș putea la moment, dar cum au fost 5, 10 ani. Da, de la 15 ani am început să lucrez cu oameni de afaceri. 10 ani, putem spune. Aproximativ 10 ani e destul pentru o persoană ca să-și atingă scopul. Da, da, eu cred că e suficient. În această perioadă am învățat multe lucruri, cum să înfrunță diferite obstacole, cum să, în anumite circunstanțe de viață, să știi să le rezolvi. Nu era ușor, era foarte greu. Având pe cineva care era cu experiență și tu tânăr și fără experiență și multe ori mă întâlneam cu întrebarea sau cu răspunsul cum tu pe mine, eu atâta vârstă am și tu pe mine să mă înveți că nu e așa. Cristina, toată această perioadă a devenirii, da, să spunem, cine a fost persoana de susținere? Ați avut parte de astfel de... La început nu am avut pe nimeni, doar sfaturile care mi-au rămas de la tatăl meu. Mi-a zis că dacă ai un vis, trebuie să știi să lupți ca să-l poți realiza, ceea ce n-a fost ușor pentru mine, pentru că
fiind încă tânără, să te întâlnești cu anumite obstacole în viață și să nu ai pe nimeni lângă tine care să-ți dea un sfat, cum e să faci ca să fie bine și să nu fie greșit, ca să nu ajungi la un eșec. Foarte mult m-a ajutat lecturile care le făceam. Priveam foarte multe informații, fie pe internet, fie la televizor. De acum era procesul de informare cât mai mult să știu, pentru că cineva îmi zicea că tu poți mai mult decât cei ce ești. Pe cine era persoana care vă îndruma și vă... Clienții cu care lucram eu, vedeau și îmi spuneau, nu ești o simplă traducătoare de limba italiană, nu trebuie să te oprești aici, tu poți mai mult. Și totuși mi-aduceam aminte că doamna mea spunea că tu poți mai mult, tu trebuie să faci ceva să schimbi, pentru că o să ajungi o persoană foarte mare. Doar trebuie să ai inteligența care o să fie necesară și să înveți foarte mult și să lupți pentru ceea ce îți dorești. Și spunea un client chestia asta, mai spunea altul și totuși într-o zi s-a îngrămădit mai multe sfaturi, exact aceleași. Tu poți mai mult? Tu trebuie să devii ceva mai mult decât o simplă, nu trebuie să te mulțumești. Dar dacă nu erau aceste persoane care vă îndrumau spre care mai? Ei m-au încurajat, dar oricum în interiorul meu era aceea care mi-a zis tatăl meu că oricum o să fii cineva mare în viața asta dacă o să poți să lupți pentru visul tău. Mi-a zis, o ai un vis, da, vrei să devii avocat, ok. Vreau să devin nu un simplu avocat, un avocat foarte renumit. Iubeam foarte mult filmurile cu ceea ce legat de poliție, de criminalistică, lucruri de astea. Și visul Cristine s-a realizat? S-a realizat în parțial, pentru că am ales la urmă să fiu jurist. Ceea ce legat de partea administrativă, de contracte, acte, angajări, fraude, tot ce e legat doar de documente. Nu am vrut să fiu avocat, pentru că pe parcurs am înțeles că este... Nu este pentru mine, este pentru un bărbat mai puternic. Totuși oricum... De câteodată în curs, am menit. Da, și nu credeam că aș putea să fac față. Pentru că un bărbat are bărbăția aia și duritatea aia de ca să ajungă țelurile care își le pune un avocat. Eu n-am putut. Nu aș zice că ca jurist nu am succes. Am foarte mult succes pentru că am învățat foarte mult ca să devin ceea ce sunt. Și mi-a ajutat foarte mult. Dar totuși mai mult sunt specializată pe consultanță și asistență pentru companiile străine. Ceea ce parcurs am învățat cu clienții mei. Putem să numim organizația? Da, se numește o companie de consultanță și asistență și management, Charme Comunicare. Am pus denumirea Charme, din limba franceză, Charme. Comunicare, când o să vorbești cu cineva, să-i poți cuceri. Ceea ce eu permanent facem cu clienții mei, cucerem când traducem. Că ei îmi spuneau, când mergeți și vorbiți, aveți o voce melodioasă, cucerește publicul. Și atunci m-am gândit cum să fie compania să numească diferit. Da. Ca să numească diferit de cei companii care sunt. Am început în anul 2012 să-mi deschid am eu personal. Am zis de ce să lucrez în spatele cuiva dacă eu pot să fiu singură. Mi-am, să zicem, pus deoparte o mică comoară care pot să investești și să deschizi o companie, plus să angajați și un oficiu, să poți închiria, să ai. Dar viața personală este posibilă? La o persoană, la o ființă, la o femeie de succes? Deci avem și noi viața noastră personală. Am și eu copii, sunt și o mamă, am și viața mea privată, da, personală, care o dedic copiilor, dar totuși... Pentru ca să-mi realizez visul, care acum este, l-am realizat o parte, fac foarte mari sacrificii, fiind departe de copii, uneori. În difavoarea copiilor. Da, este, dar totuși în același moment sunt aproape de ei. Fie... Nu sunt alături acum de dumneavoastră? Nu sunt alături de mine, dar oricum sunt la distanță, găsesc de weekend de să plec, în fiecare weekend ne vedem. Sunt cu mămică, cred că, nu? Da, cu bunica. Are grijă bunica de ei. Bunica, mama dumneavoastră. Da. Am început grădinița, pentru că mama mea lucrează la grădiniță și era ușor pentru ea. Oricum era la seară singură. Eu aici la Chișinău, surorile la universitate, cu cine aici? Trebuie să fugi dimineață, încolo eu permanent sunt plecată. Dar nu vă vine ideea să luați o bonă, dar să le vedeți permanent alături de mamă. Da, dar totuși... Da, este un plus bine că, într-adevăr, totul este alimentația, tot absolut este natural și pentru copii este foarte bine. Poate că într-o zi lucrurile s-au schimbat. Vreau să le schimb, să fie mai diferit, dar totuși, până atunci,
și mai ales lucruri. Așa. Sunt niște copii ascultători, mulțumesc Dumnezeu și pentru asta. Tot deștepți, au luat de la mama. Petița mea are foarte multă grijă de frățiorul ei. Uneori când el plânge noapte, ea se duce și doarme cu el. Ce a trebuit să facă să plece la bunica? E foarte mare sacrificiu să faci asta din partea de un copil, mai ales când plec peste hotare, ți-e dor ca să vezi, să asculti, să vezi pașii care fac la școală. Cred că înțelegeți că altfel... Altfel nu se atâta. Da. Și nu aș fi preferat viața care este la momentul Moldova, că părinții pleacă peste hotare, lasă copiii aici. Și am hotărât să rămân aici, să-mi creez ceva aici, ca să fiu alături de ei. Chiar fiind puțin distant, dar oricum la câteva ore, la câteva kilometri. Eu cred că nu o să crească mare și o să aibă un viitor, ce-l creez eu pentru ei, pentru că tot ce fac pentru ei, nu doar pentru mine, ca să-mi ajung visul să fiu o femeie de succes și lumea să o cunoască. Dar tot ce-și fac, oricum fac și pentru ei, nu pentru mine, ca să aibă ei un viitor și o copilărie care eu n-am avut-o. Pentru că au trebuit să lăsă anumite lucruri, visurile de copil și să vii matur și să începi o altă viață. Ceea ce a fost greu pentru mine. Nu mi-aș dori ca copiii mei să au fix aceeași copilărie. La vârsta de 29, da? Da, 29 de ani. Ce a fost cea mai complicată viață până acum? Eu cred că am simțit lipsa tatălui. Deci pentru o fată este destul de... Da, e foarte important. Și plus că ești singură. Sunt o mamă singură. Dar este un plus pentru o femeie de afaceri să nu știi că alegi acest moment sau mai bine să fii un bărbat care să te aștepte acasă? Da, este normal că fiecare femeie, eu cred că își dorește să vină acasă și să găsească un soț sau un soț să găsească soția acasă. Să fie alături momente și bune și rele și când plângem, să plângem împreună, să zâmbim împreună. Mi-aș fi dorit și eu, dar viața uneori ne oferă surprize, da? Totuși nu cred că nu va veni acea persoană. Am speranță și nădejde pentru o zi, totuși voi găsi pe cineva care mi-a zice: astăzi nu fă tu, am să fac eu, am să mă gândesc eu. Dar nu credeți că anume succesul ăsta care dumneavoastră îl aveți, îl atrageți și sperie bărbații? Asta e o întrebare care mă întâlnesc foarte des. Îmi zic cineva că știi că bărbații nu iubesc, da, bărbații nu iubesc femeile puternice, mai puternice ca ei. Cu ei sunt superiori, da? Și atunci, da, cred că am întâlnit cazuri când, într-adevăr, am încercat chiar și o relație să am cu cineva și la un moment dat mi-a zis că n-aș putea. Tu ești foarte ocupată ca femeie, nu-mi dai atenție, puțin ce-mi dai. Plus ești puternică, uite câte știi, eu nu știu, se simțea foarte înjosit uneori, pentru că spunea, mergeam cu tine pe stradă și vedeam lumea cum te salută, ziceam, ce caut eu lângă tine. Și nu cred că asta e o problemă, n-a fost pentru mine o problemă, a fost pentru el. Și oricum a fost și pentru mine o lecție, că trebuie să știu că în altă relație, că dacă voi avea cu cineva, să știu să fiu mai atentă, să dau mai multă atenție. Să mă ascund poate de oameni. Domnul, dar ce îi cuprinde Cristina atunci când lacrimi totuși? Pierna, singură. Da, sunt, când am greutăți, sunt foarte multe, pentru că să ai așa o vârstă și fără obstacole viața, nu cred, fără urcușuri și coborâși nu există, succes. Sunt cazuri când, într-adevăr, cad în foarte mare depresie, atunci vin acasă, plâng, până nu mai pot și după aia mă ridic și spun, gata, ajunge. Astăzi trebuie să găsesc o soluție, să mă ridic. Dar ce visează, Cristina? Astăzi, dacă ne referim la partea familială, partea privată vieții, la carieră este clar. Da, carieră este clar, pe primul plan. Ceva ce este aproape de inimă. Ce dorește, Cristina? Ei, oricum aș dori și eu pe cineva să am atât de mine, care să mă susțină, să-mi zică și el, da, sunt mândru de tine, nu să zică, uite că mă simt inferior, mai jos decât tine. Să zică că sunt mândru că ești ceea ce ești, să mă susțină, să-mi dea și el sfatul, să știu că eu sunt, că o să fac lucruri împreună cu cineva, să nu mai fac singură. Pentru că la moment le faci singură, pas cu pas faci singură. Cad singură, mă ridic singură, am succes singură, am eșec tot singură l-am. Dar când este cineva, oricum este important să fii cineva lângă tine ca să te ajute, ca să poți supera
problema care o ai în față. Ca pernuță să treacă la... La umărul unui bărbat, da. Sau în genere să nu mai există. Da, da, asta ar fi ok, dar cred că încă nu este momentul. Cum ziceau și tatăl meu, toate lucrurile așa au timpul lor. Cred că încă nu este momentul ăla. Cristina, puteți să spuneți celor care ne privesc și în special cred că pentru fetițe care își doresc cariera de succes, dar poate n-au persoană de susținere sau n-au credere în sine. Sunt foarte multe, sunt foarte multe. Eu am, chiar personal, văd foarte multe fete tinere fiind în aceeași situații, poate mai grave decât mine, poate în situații mult, mult mai grave, fiind tinere, n-având susținere nimănui, plus ducând o viață foarte mizeră la țară, totuși în interiorul lor au și ele un vis, au și ele o speranță că într-o zi lucrurile se vor schimba, dar nu au același curaj, nu au curajul ăla. Asta e ceea ce mult mă motivează, chiar când văd persoane, fie și aici în Chișinău, văd pe stradă, fete care uneori mi se milă să văd ce viață au ele și mă gândesc că eu nu știu cum am găsit curajul ăsta. Acum sunt ani. Sperarea posibil era cea care... Nu știu care a fost, dar până și în momentul de astăzi sunt anumite zile, nopți când mă trezesc și îmi zic oare cum am putut să ajung aici, de unde am găsit forța aia și curajul ăsta, e că eu să fiu asta ce sunt. Și nu am găsit răspuns. Poate că de la cel de sus a venit așa să fie, ca Cristina, să fie asta. Depinde de anturajul, de persoane care vor să se ridice de unde sunt. Depinde ce vis sau ele să realizeze. Eu am foarte multe colegi care sunt de la țară, au o viață, într-adevăr, foarte diferită de ceea ce am avut eu și ceea ce am. Bărbați alcoolici care încep violență în familie, copii. Și atunci le spuneți ceva? Da, foarte des le văd și le zic că ai putea să schimbi viața ta. Nu pot că sunt singură. Păi sunt, este anumite centre, persoane care ar putea să te susțină. Important că tu să ai voința aia interioară ca să vrei să ieși de aici. Dacă... Voința și voința în primul și în primul rând. Da, dacă ele nu au din interiorul lor aceste două caracteristici, eu cred că nu pot să ieși. Pentru că, în primul rând, trebuie să-ți dorești tu. Poate le își doresc, dar au o anumită frică că o să fie greu și nu o să pot să reușesc. E corect că este frică. Am avut și eu și o am și la moment. Dar totuși am găsit, eu îi mulțumesc că bunul Dumnezeu că mi-a dat această forță, oricum o găsesc permanent ca să mă pot ridica. Mi-am dorit să fiu cineva și am luptat pentru asta. De aia și la majoritatea când colegilor le văd și le zic doar să-ți dorești și toate lucrurile poți realiza. Cristina, la finalul discuției noastre aș vrea să propun să finalizați câteva fraze care le-am ales din toată istoria noastră, vieții, să spun. Ok. Dacă nu ai încredere în sine, atunci nu reușești să ajungi aici unde ești. Femeia puternică este cea care... Care își creează singur viitorul. Cariera de succes și familie fericită sunt... Secretele vieții. Eu mă gândeam că altcineva va urma răspunsul, că sau sunt două prieteni sau categorii compuse lucruri. Eu cred că sunt în secretele vieții astea. Dar care merg paralel? Da. Merg paralel, se intersectează în unele cazuri, da, eu cred că în unele nu. Depinde de situații. Dar totuși se întâmplă, cred că uneori când sunt alături. Pentru mine au fost, da, și alături și așa. Materializarea visului este proporționată? Aici e dificil. Materializarea visului. Ambiția, curajul, încrederea în sine. În primul rând trebuie să ai încredere în tine însuși și să iubești ceea ce faci tu. Dacă nu iubești și nu ai încredere în ceea ce faci tu, nu cred că se primește. Chiar dacă încerci anumite strategii noi, să înveți ceva, oricum niciodată practica nu a fost la același nivel cu teoria. Teoria a fost una, practica întotdeauna e alta. Pentru că învățăm una, dar când să implementăm ceea ce am învățat, e diferit. Cristina, puteți să spuneți sau să afirmați, sunteți o persoană fericită? Da, sunt fericită. Nu pot să spun că nu sunt fericită. Sunt sănătoasă,
trăiesc, am mâini, am picioare, pot să vorbesc, pot să merg, pot să lucrez, pot să zâmbesc. Ce poate să-și mai dorească o femeie? Da, un bărbat alături, asta poate să mai dorească. Să fii fericirea completă. Dar totuși spun, cum spunea tatăl meu, toate lucrurile au și au timpul lor. O să vină și momentul ăla. Până atunci, lucrul, serviciu, clienții, copii îmi îmbogățesc viața. Mă fac să fiu, să zâmbesc, mă fac să fiu și tristă. Eu cred că ăsta e și secretul vieții. Dragile mele, să țineți minte că visul plus munca se egalează mereu succes. Лишь кто познал в пути ненастья, сумеет смысл в жизни найти. Лишь тот поймет, что это счастье. С колен подняться, идти. Ваша Ната.